ce emoție reușește poetul să strânească prin versurile sale, nu o face niciodată un autor prin romane sau alte scrieri. Poezia este o formă de a vorbi despre ceea ce trăim, motiv pentru care sunt mulți cei care îi apreciază valoarea și se regăsesc în ea. Iubim poezia pentru că este o modalitate prin care putem evada din cotidian spre visare și magie. Poezia este o formă de artă pură, este cea mai intimă formă prin care autorul își manifestă emoțiile. Poezia este un gen tot mai puțin consumat de publicul autohton pentru că nu a fost suficient de promovat. Asta nu înseamnă că nu se mai scrie poezie sau că cele clasice nu sunt apreciate. Aparent, poezia poate fi un stil mai selectiv, dar de fapt este potrivit pentru orice vârstă sau preferință literară. Autorii clasici sunt nemuritori și mereu îți oferă o perspectivă nouă prin scrierile lor, pline de sens. Poezia scrisă în zilele noastre are influențe din cea clasică, fapt ce îi oferă valoare și apreciere. Pentru melancolici, poezia clasică poate fi mai aproape de suflet, dar și cea contemporană merită o șansă. Oricând este un moment bun să te întorci la poeziile care ți-au marcat tinerețea sau cele care te-au impresionat profund. Mihai Eminescu este unul dintre acei poeți care ne-au făcut să iubim poezia. În fiecare an de 15 ianuarie, oamenii se apropie mai mult de poezie, Eminescu devenind astfel un liant care amintește că omul, prin definiție, este poezie. Chiar dacă nu ești un împătimit al poeziei, volumul poeziei este una dintre acele cărți pe care trebuie să le ai în bibliotecă. Acest volum conține o parte semnificativă a operei poetului. Ce este special la acest volum este că putem citi cu adevărat așa cum le-a scris Eminescu, nu reordonate de editori. Fiind ordonate potrivit anilor când au fost scrise, vei putea descoperi transformarea stilului autorului de-a lungul timpului. Te vei bucura de note ample, care evocă elemente biografice și vei putea astfel să descoperi genialitatea marelui poet, dincolo de versurile sale. Cum să te poți lăsa de poezie dacă ai înțeles-o măcar o singură dată? Nikita a iubit poezia. Și asta s-a văzut în cele peste 30 de volume scrise de-a lungul timpului. Dragostea l-a vizitat adeseori, genul creator reușind să iasă la iveală și să scrie astfel de poezii. Avea nevoie de o muză care să-l inspire. Trăia din plin iubirea, indiferent de durata sa, fiind o fire boemă și visătoare. Iubea frumosul și limba română pe care el însuși o numea dumnezeiesc de frumoasă. Un iubitor incurabil și un autor atemporal, Nikita Stănescu și-a scris iubirea întreaga viață, iar această antologie de poeme de dragoste îți stă mărturie. Cartea Tu ai un fel de paradis al tău te va face să-ți fie dor să fii îndrăgostit, să simți fiorii dragostei și să apreciezi poezia în cea mai pură formă a sa. Cel mai important poet simbolist din poezia română, George Bacovia, s-a remarcat datorită perspectivei diferite pe care o dă vieții, naturii sau iubirii. În versurile bacoviene plutește singurătatea, tristețea, apăsarea, moartea, însingurarea și melancolia. Fiind un poet simbolist, iubirea este o chestiune de decor, neimportantă, acesta fiind plictisit și impasibil când scrie despre ea. După ce îl vei citi pe Bacovia, vei aprecia simplitatea și romantismul autorilor care închină versuri frumuseții și iubirii. El este o contradicție totală a ce înseamnă iubirea romantică și frumosul idilic. Volumul poezii te va cuceri prin profunzimea și încărcătura emoțională manifestată. Îl vei aprecia pe Bacovia ca pe acel autor special care s-a remarcat prin diferențele sale și prin viziunea sa atipică. Terminată în anul 1320, cu un an înaintea morții autorului, Divina Comedie este văzută ca una dintre cele mai mari opere ale literaturii mondiale. Este împărțită în trei părți: Infernul, Purgatoriul și Paradisul.
Infernul, prima parte a poemului epic al lui Dante din Divina Comedie, este poate unul dintre cele mai imaginative poeme scrise vreodată. Relatările grafice ale iadului, oferite în versuri lirice, sunt mai puțin îngrozitoare, deoarece versetele sunt melodioase și imaginative. Este uimitor că o lucrare scrisă în secolul al XIII-lea poate avea un impact atât de puternic asupra cititorilor moderni. Dar, având în vedere calitatea lucrării, nu este neobișnuită popularitatea pe care aceasta a dobândit-o și menținută de-a lungul secolelor. Ezra Pound este unul dintre cei mai cunoscuți poeți americani, unul dintre reprezentanții modernismului literal al secolului 20. Îl vei cunoaște pe Ezra mai bine în acest volum, deoarece Horia Roman Patapievici vine în prezentare cu o viziune de ansamblu asupra biografiei și a operelor acestuia. Opere. Poezii 1908-1920. Conține 4 volume care acoperă poezia publicată de Ezra Pound înainte de Cantus. Pound a umanizat profund poezia, dându-i o nouă perspectivă și înțelegere. Modernismul lui a fost influențat de ideile sale filozofice pe care le-a transpus în paginile cărților. Acest volum merită atenția, deoarece stilul de abordare este diferit de cel al autorilor contemporani și te va ajuta să ai un spectru mai larg în ceea ce privește poezia. Mircea Cărtărescu este unul dintre cele mai frecvente nume menționate pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Literatură. El este unul dintre cei mai premiați și traduși scriitori români ai perioadei postcomuniste. Poezia este una dintre cele mai valoroase cărți publicate în limba română. Acest volum a fost început în tinerețe și a fost scris pe o perioadă de 12 ani. Ce este și ce scrie astăzi Cărtărescu se datorează acelei perioade în care autorul căuta sens, înflăcărare și strălucire poetică. Cartea cuprinde 6 volume pline de fantezie și creativitate poetică. Cărtărescu ne demonstrează că în România se mai face poezie de calitate și că merită citită. Ana Blandiana este însăși poezia. Ea este de o candoare și de o puritate incredibilă ce te face să explorezi lumi nebănuite. Pentru ea, poezia este o evadare către o lume idilică, momentul de întregire și inspirație divină. Integrala poemelor este o carte despre sens, viață, moarte, dragoste și natură. Te vei regăsi în cuvintele ei simple, dar pline de profunzime. Ana Blandiana este unul dintre poeții momentului, iar experiența ei de aproape 60 de ani nu face decât să certifice longevitatea, perseverența și iubirea față de poezie. Marius Tucă s-a remarcat în jurnalism și mai apoi ca om de afaceri, dar el are o latură sensibilă care contrazice atitudinea ce l-a făcut cunoscut. Pe lângă aceste activități, Marius Tucă scrie poezii. Și ce frumos o face! Chiar dacă nu și-a asumat identitatea de poet, el are o sensibilitate și o candoare care te face să-l apreciezi și să empatizezi cu scrierile lui. Dragostea l-a inspirat, astfel că tema poeziilor sale este iubirea. Numele tău, cea mai frumoasă declarație de dragoste. Este o carte de poezii, cum rar mai citești în vremurile noastre. Tucă are ceva din nostalgia lui Nichita și romantismul lui Eminescu, dar vine și cu o notă personală ce te face să visezi la iubirea cosmică. Această carte este pentru visători, melancolici și pentru cei care iubesc iubirea. Sunt versuri care te vor face să te apropii de poezie și în special de cea a autorilor contemporani. Considerat autorul cu cel mai ridicat coeficient de inteligență artistică din anii 2000, Dan Sociu surprinde plăcut cu volumul publicat după o perioadă de 7 ani. Wow! Trece în revistă majoritatea etapelor din literatura de până acum a lui Sociu. Versul liber se împreunează cu poeziile cu ritm și rimă, oferind o muzicalitate aparte versurilor. Wow poate fi descris ca povestea unei transformări, un fel de călătorie a eroului. Acest volum urmărește tranziția lui Sociu, cunoscută cu ajutorul detaliilor biografice.
Wow este probabil una dintre cele mai bune cărți ale lui Sociu, deoarece reprezintă o sinteză a ceea ce a scris până acum. Cartea te va face să râzi, să plângi și va veni cu un nou suflu în poezia contemporană. În clasa a șaptea l-a descoperit pe Eminescu, în Postumele, și de atunci viața i-a fost o poezie. Emil Brumaru a cinstit și a iubit femeia, vreme de 40 de ani. Ei i-a dedicat scrierile lui, făcându-l un romantic incurabil și un suflet mereu tânăr. Emil Brumaru spunea că poezia e singurul mod al meu de a fi frumos, de a însemna ceva pentru o femeie. În opere 7, la ruinurile galanteriei, se simte o ușoară melancolie, aceea era erotismul odată pentru Emil Brumaru. Îndrăznelile sunt cel mai adesea proiecții iluzorii sau reconstituiri imaginare. Bătrânețea nu iartă pe nimeni, iar acest volum o arată în toată măreția sa. Vei descoperi un Emil Brumaru care refuză bătrânețea prin simțurile active și dorința arzântă. Poezia este frumos, iubire, măestrie și artă. Este sufletul autorului, în cuvinte atent alese. Poezia leagă inimi și încântă frumosul. Poezia trebuie să fie readusă în atenția publicului, deoarece aduce un strop de magie într-o lume în care domnește haosul.